Gruparea de Liga 5 a Selerești are un început de sezon aproape perfect. Cu 6 victorii și o singură înfrângere, s-a așezat confortabil în fotoliul de lider al Seriei Nord, la 3 lungimi în fața principalei urmăritoare, AS Dragoslavele. Ultima victorie obținută de Lereșteni a fost duminică pe municipalul din Câmpul Lung, atunci când a dispus la scor de neprezentare 3-0 de AS Godeni, într-un joc considerat derbiul etapei cu numărul 7. Pentru AS Lerești au marcat Pătrașcu în minutul 8, Brănescu în prelungirile primei reprize și Cataramă în minutul 85. Partida nu a fost lipsită de durități. Pascu de la gazde și Burțan de la oaspeți au plecat mai devreme la cabine pentru cartonașele roșii arătate de centralul întâlnirii. Victoria a obținut și Cimentul Valea Mare Pravăț în partida de acasă cu AS Cetățeni, scor 2-0. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 5 al întâlnirii prin David, pentru ca în ultimul minut de joc Duțan să stabilească scorul final. În urma succesului obținut, Cimentul Valea Mare Pravăț a urcat în clasamentul Seriei Nord până pe poziția a 6-a. Rezultatele complete înregistrate în cazul etapei a 7-a, Liga a 5-a, seriile Nord, Sud, Centru 1 și Centru 2, cât și clasamentele la zi sunt următoarele.